Da, ora 13, bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Drumurile noastre. Liniștea dinaintea furtunii, așa putem numi ultimele zile legate de Blue Air. Oamenii așteaptă să vadă dacă operatorul low cost își reia zborurile, începând cu data de 10 octombrie. Sute de mii de români vor să-și recupereze banii plătiți din bilete. Numai în perioada 15 iunie-12 septembrie, Blue Air a vândut aproximativ 200.000 de bilete în valoare totală de circa 20 de milioane de euro. Care este stadiul negocierilor purtate de acționariatul companiei Blue Air cu investitorii? Cum s-a ajuns aici? Ce pot face oamenii să-și recupereze banii din biletele achiziționate pentru zborurile anulate? Sunt doar câteva întrebări legate de tot ce înseamnă Blue Air. Invitației emisiunii de astăzi sunt domnul Sorin Stoicescu, fost șef al aviației civile. Bună ziua! Bună ziua! Domnul avocat Adrian Dumitrescu. Bună ziua! Andrei Dumitrescu. Dumitrescu, îmi cer scuze. Bună ziua! Și telefon cu noi este domnul avocat Blue Air, domnul Bogdan Năstase. Bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumesc frumos pentru intervenție. Care este stadiul negocierilor purtate de acționariatul companiei Blue Air cu investitorii? Din punctul nostru de vedere, negocierile sunt încheiate în sensul în care acționariatul Blue Air a acceptat absolut toate condițiile impuse de către acești potențiali investitori, inclusiv prin această acceptare se renunță la absolut orice fel de participație în companie într-o viitoare structură. Noi am comunicat toate aceste demersuri către Guvernul României, pentru că implicit este vorba și de o decizie a Guvernului României privitoare la modalitatea în care se poate aproba o astfel de restructurare. O să urmeze un comunicat oficial până la sfârșitul zilei de astăzi, în care vom preciza toate aceste aspecte. Nu pot să vă întreb până la ora 16 ce conține acel comunicat, dar doar așa pentru oameni, pentru români. E de bine comunicatul? Din păcate, aș vrea să vă pot spune mai multe detalii, dar așa cum am încercat să precizez în toate convorbirile avute cu dumneavoastră, încercăm să păstrăm o comunicare foarte, să zicem așa, clară și strictă, astfel încât ceea ce comunicăm să nu fie doar rezultatul unor convorbiri telefonice sau, nu știu, unor emisiuni la TV sau radio, ci ceva scris care poate rămâne și poate fi verificat și ulterior. Îmi cer scuze că... Nicio problemă. Eu am transmis săptămâna trecută către Blue Air două întrebări. Marți, îmi cer scuze. Și am întrebat, evident, care este stadiul negocierilor și noi, B1, am întrebat și v-am rugat frumos să ne confirmați sau să ne infirmați informația referitoare la faptul că Blue Air plătește 500.000 de euro pe lună chirie pentru dreptul de a utiliza marca Blue Air. Această întrebare nu a ajuns la mine, pentru că altfel v-aș fi răspuns în scris. Dacă doriți, o să și înscriți acest răspuns. Cu permisia mea astăzi, doresc să răspund la această întrebare și acum, în sensul în care există un contract de închiriere a mărcii și domeniului Blue Air, contract încheiat în anul 2019, și fac această precizare, 2019, când cifra de afaceri a societății era de 415 milioane de euro, respectiv suma pe care dumneavoastră ați menționat-o este o sumă care este înscrisă în respectivul contract, acea chirie nu a mai fost plătită din luna iunie 2021, tocmai pentru că acționariatul societății nu a dorit să mai încarce suplimentar societatea cu această cheltuială, deși, repet, era un contract în vigoare și este în vigoare în continuare. Deci există acest contract, da? De închiriere. Am înțeles. Da? De chirie în valoare de 500.000 de euro pe lună. Din 2019 există acest contract. Am înțeles. Bun, și ne puteți preciza... Și o singură mențiune, dacă îmi permiteți, acest contract a fost solicitat și pus la dispoziția a cel puțin 4 autorități din statul român, începând cu ANAF și terminând cu Ministerul Transporturilor. Ne puteți preciza cine deține în acest moment marca sau mărcile Blue Air? Se precizează respectiv contract. Respectiv contract este
sub incinta unei, sub efectul unei clauze de confidențialitate extrem de dure. Aș putea să vă spun acest lucru. Dar, repet, acest contract a fost solicitat și predat, verificat de către autoritățile statului cu competență în a face aceste verificări. Am înțeles. Și asta, încă din anul 2021. Domnul Sorin Stoicescu ar dori o întrebare pentru dumneavoastră. Da, deci vin de la o discuție și oamenii răi spun că, apropo de faptul că actualii acționari au predat investitorilor tot ce era, lumea spune că Blue Air-ul a fost întotdeauna un Caritas pentru acționari. Au băgat puțin și au plecat cu mult. Cei de acum cu cât pleacă? Pleacă cu 0 lei și dacă lumea care v-a spus dumneavoastră vă poate indica și vreo sumă sau un contract sau, nu știu, o dovadă în sensul afirmațiilor, cu cea mai plăcere vă deci, spun la dispoziție. Excelentă, nu m-a referit la actualii acționari. Înainte, de la Iordache încoace până la ăștia. Cunoașteți istoria? Eu personal cunosc istoria acestei societăți din anul 2013, anul în care această societate a fost înființată. Nu v-aș putea răspunde pentru ceilalți acționari, pentru că nu cunosc datele. Nu, și nici eu nu știu dacă e așa sau nu, inclusiv cei care au fost îi cunosc, îmi sunt prieteni într-un fel. Dar lumea vorbește. Am înțeles, nu mi-e greu să răspund unii care vorbește. Dacă aveți o dovadă, aceste cu cea mai plăcere vă stau. N-am dovadă, vă întrebam dacă știți ceva. Sau dacă știți dacă cei de acum pleacă cu ceva de acolo sau nu. Cu siguranță cei de acum pleacă cu absolut nimic. Ok. Ar fi și cum. De asemenea a fost verificat. Sunt cei 67 de milioane de euro de la stat sau dolari, nu mai știu ce sunt, care au fost ajutorul respectiv. Sunt 62 de milioane de euro de la stat în baza unei scrisori de garanție care a stat la baza acordării unui contract de împrumut. Aha. Pentru care statul a primit garanțiile necesare la momentul respectiv. Da, nu, cunosc în așa mare problema. Tocmai de aceea încerc să vă răspund în clar pentru a evita afirmațiile se aude, se spune. Nu, și mai vreau să vă întreb ceva care e curios pentru mine. Deci, drepturile pasagerilor, acest litigiu care există între Blue Air, adică datoria față de pasagerii care au cumpărat servicii și nu au beneficiat de ele. Eu am înțeles că atunci când s-a aprobat acest regulament european cu privire la compensarea drepturilor pasagerilor, companiile aeriene, cel puțin în IATA, și Blue Air-ul e membru IATA, au fost într-un fel încurajate ca să-și facă asigurare și pe această linie. Avea Blue Air-ul asemenea asigurare? Nu, Blue Air nu deține o asemenea asigurare și din cunoștințele mele nici o companie care operează pe teritoriul României nu deține o astfel de asigurare. Așa cum ați precizat, era vorba de încurajare. Da, e curios pentru că Europa, probabil că venim pandemia, s-a renunțat la ea. Pentru că treaba cu drepturile pasagerilor e de prin 2018-2019. Și se poate ca datorită pandemiei să se fi renunțat. Dar eu așa știam că în momentul în care ai niște obligații internaționale cu privire la treaba asta, trebuie să faci asigurare. Deci cum s-a făcut după 11 septembrie asigurarea pentru terți? Ceea ce pot eu să vă spun este că nu există niciun fel de obligație legală pe care Blue Air să nu o fi respectat. Dacă puteți să ne faceți mențiunea acestei obligații legale, cu siguranță vom verifica dacă am respectat-o sau nu. Păi nu, că oricum vă verifică alții, dacă nu eu. Și nu mă interesează în mod deosebit, însă dat fiindcă știam despre această procedură, știam de existența acestui regulament european privind compensarea drepturilor pasagerilor și de faptul că au fost companiile IATA încurajate ca să se asigure în acest sens, am pus întrebarea dacă cumva și Blue Air-ul a făcut. Nu, neavând această obligație legală, nu avem această. Deci, mulțumesc frumos pentru intervenție, domnule avocat, cu noi a fost domnul avocat Blue Air, domnul Bogdan Năstase. Domnule avocat Andrei Dumitrescu, tot avocat, v-am invitat în studio să ne explicați
și să ne luați de la zero, să înțeleagă toți românii, toți oamenii, toți pasagerii, să înțeleagă ce pot face oamenii, pasagerii, să-și recupereze banii din biletele achiziționate pentru zborurile anulate. Blue Air, Ryanair, Wizz Air, puteți da ce exemplu doriți. Luați-ne de la zero. Eu sunt Ștefan Edveș, mi-am cumpărat un bilet Blue Air și vreau să zbor pe 2 octombrie la Napoli. Și nu mai zbor. Ce pot să fac? Păi, în primul rând, punctul de pornire ar fi o încercare de soluționare amiabilă. De principiu, cam toate companiile aeriene au posibilitatea de a formula un claim pe site-ul lor, care urmează a fi verificat, urmează să se stabilească de către ei. Evident, dacă această solicitare de compensație este sau nu întemeiată, în măsura în care se soluționează amiabil, este ideal pentru toată lumea. Toată pasagerul și-a luat banii pentru compensație, e fericit sau îi se oferă un voucher sau o înlocuire a zborului, depinde de discuțiile pe care le poartă cu transportatorul aerian. Așa. Acesta fiind un prim pas. Da, și cazul ideal. În situația în care nu se rezolvă, atunci evident pasagerii se pot adresa instanțelor de judecată. Avem un regulament european pe numele lui numărul 261 din 2004, prin care se stabilesc o serie de drepturi pentru pasageri. Unul din cele mai importante drepturi din acest regulament este dreptul la compensație pentru trei situații, sunt trei situații mari pe care le reglementează acest regulament. Anularea zborului, întârzierea zborului și refuzul la îmbarcare. În ceea ce privește anularea, lucrurile sunt destul de clare. Ți se anulează zborul, trebuie să primești o compensație. Există și excepții. De exemplu, în situația în care pasagerul a fost informat cu mai mult de 2 săptămâni înainte de data anulării zborului sau și mai devreme dacă îi se oferă o altă variantă de zbor, dacă informarea se face cu între 7 și 14 zile sau dacă se face între 1 și 7 zile, sunt niște chestiuni tehnice pe care nu cred că are sens să intrăm cu privire la tipul zborului. Doi, întârzierea zborului se calculează, pasagerul este îndreptățit la compensație în situația în care întârzierea este mai mare de 3 ore la aterizare se calculează. Deci dacă ora efectivă de aterizare este cu 3 ore mai mare decât ora plănuită de aterizare, atunci este îndreptățit. Și mai este și cazul de refuz la îmbarcare. Refuzul la îmbarcare de principiu ar trebui să fie întemeiat pentru, nu știu, pasagerul nu are viză sau pasagerul nu poate călători din vari motive, cum a fost de exemplu situația în timpul pandemiei, unde erau necesare niște obligații suplimentare, și anume acel certificat de vaccinare, certificat verde. Dacă nu-l aveau, nu puteau participa. Noi ne aflăm la punctul 1, anularea zborurilor. Da. Mai multe zboruri. Eu, Ștefan Edveș, să zic că nu am internet sau nu am... Sunt în vârstă, am 70 de ani, mi-am cumpărat bilet Blue Air și nu mai zboară Blue Air. Aș vrea să-mi recuperez banii. Locuiesc în Onești, să spun așa. Okay. Bun. Ce trebuie să fac? Să mă duc să fac o cerere la agenția de unde am cumpărat bilet? Să mă duc la judecătorie? Cum procedez? Deci dacă s-a făcut această încercare de soluționare amiabilă și a fost respinsă... Așa, primul pas. Da, primul pas. Așa. Încercăm amiabil de întotdeauna. Este primul pas. Dacă a fost respinsă și avem dubii rezonabile cu privire la caracterul nejustificat al acestui refuz, pentru că, evident, și în anularea zborului uneori poate fi cauzată de motive justificate, pentru că și acest regulament de care vorbeam precizează că transportatorul aerian este exonerat de răspundere în situația în care anularea vine din niște motive justificate, din niște situații excepționale, cum ar fi vreme rea, probleme pe aeroport și așa mai departe. În situația în care nu ne încadrăm, zborul nostru nu a fost anulat dintr-un motiv din aceste motive, atunci da, trebuie să ne adresăm instanței de judecată. Acest regulament prevede
niște limite de compensare. Între, dacă distanța zborului a fost de până la 1500 de kilometri, pasagerul este îndreptățit la o compensație de 250 de euro. Dacă distanța este între 1500 și 3500, la 400 de euro. Iar dacă este mai mare de 3500, la 600 de euro. Vedem, dacă eu mi-am cumpărat bilet cu 9 euro, da, să înțeleagă oamenii acest Da, probabil de aici vine și una din problemele principale ale companiilor low cost, care sunt obligate să plătească de multe ori compensații în valoare mai mare decât valoarea biletelor efectiv vândute. De la 9 euro până la 250. Are și prejudicii pasagerul, nu doar plata biletului. Deci de-aia s-a dus până la 600 de euro. Da, alternativ. Adică au zis, hai să găsim o soluție. Da, alternativ, pasagerul, în situația în care, bine, nu știu cine ar vrea să obțină mai puțin, dar se poate duce și da, în afara regulamentului și să ceară efectiv restituirea prețului biletului. Dar regulamentul stabilește această procedură care simplifică puțin lucrurile, pentru că stabilește foarte clar care sunt criteriile și atunci pasagerul nu mai trebuie să dovedească efectiv prejudiciul său în instanță și pur și simplu se bazează pe acest text legal care îl îndreptățește să ia o sumă. Mi-aduc aminte, e un tabel în care scrie pentru ce motive. Da, cel mai dată fiind valoarea, de obicei se optează pentru o procedură mai simplă, care este procedura cererilor de valoare redusă în instanță și e vorba despre acest tabel. Această cerere se completează pe un formular. E mult mai simplu decât o cerere de chemare. Deci eu sunt onești și acolo mă duc la judecătoria din Onești, nu? Ar fi bine să vă duceți la un calculator prima oară și să descărcați de pe portalul instanțelor. Dacă tata sau eu sunt în vârstă și am 70 de ani și nu știu acest lucru, să mă duc să mă ajute cineva. E vă adresați unui avocat. Fie puteți și de unul singur să descărcați de pe portalul instanțelor acest formular, care este destul de intuitiv. Sunt niște rubrici, numele reclamantului, numele meu, adresă, sediu, mai departe. Împotriva cui mă îndrept, împotriva companiei X. Am tipărit, am scos acel formular, nu? Da, sau îl completăm direct în Word și îl printăm multe ori. Îl am, formular. Da. Și completez tot, număr de bilet, compania aeriană, Blue Air, Ryanair, Wizz Air, să fie sănătoși. Da, situația de fapt pe scurt, și anume am luat bilet pentru zborul X care a fost anulat, da, ar trebui depusă și o dovadă a anulării, pentru că orice pretenție trebuie și dovedită în instanță. Asta se poate face printr-o interogare, chiar și pe Google. Sunt site-uri care afișează orarul zborurilor, exact, și acolo putem vedea dacă acest zbor a fost ținut sau nu. Printăm biletul cu anularea, le atașăm la aceste cereri de chemare în judecată, plătim o taxă de timbru. Cât costă? Taxa de timbru. Pentru pretențiile... Românii întreabă cât costă. Da. Pentru această procedură specială a cererilor de valoare redusă, pentru pretenții de până în 2000 de lei, taxa de timbru este de 50 de lei, iar pentru pretenții de peste 2000 de lei și până în 10.000, pentru că cererea de valoare redusă se limitează la pretenții de până în 10.000 de lei. Deci între 2000 de lei și 10.000 de lei, 200 de lei. Deci 50 sau 200 de lei. Vedem unde ne cadrăm. Aceasta este valoarea acelei taxe de timbru, da, care taxa trebuie achitată. Taxa de timbru. Atât, bun. Da. Plătim și taxa de timbru, avem dosarul pregătit. Da. O depunem la instanța competentă, care de regulă este instanța. Din oraș unde... Nu, este instanța de la sediu Pârâtului, sediu persoanei pe care o chem în judecată, dacă are sediu în România. Păi da, dacă Blue Air are sediu în București și eu locuiesc în Onești... Poate vi trimise prin poștă, sau pe e-mail, sau prin curier, nu e obligatoriu. Deci mă duc la poștă, pun în plic și o depun. Da. Cazul celălalt e alt, sunt altă gamă de pasageri, altă... Pentru că sunt cei care beneficiază de bilete de odihnă, tratament de la tur operatori. Tur operatorul are contract cu compania și inițial când face rezervarea o face pentru 20 de locuri pentru Gigi Călătorul, compania tur operator.
Așa. E, aici când intervine și tur operatorul de pierde și concediu, așa. Aici e puțin mai încurcată treaba. Nu mai poți să-l dea pe bluie. Eu pe cine dau judecată? Pe Gigi operator? Călătorul. Pe Gigi Călătorul? Și Gigi Călătorul depinde ce poziție are în această... Uneori sunt tur operatori care într-adevăr operează zboruri. Și atunci ei sunt chemați, pentru că acest regulament face o distinție între ce înseamnă tur operator și ce înseamnă transportator aerian. Transportatorul aerian, împotriva căruia, deci noi ne putem îndrepta doar împotriva entității care se numește transportator aerian și e definit ca o companie care are o licență valabilă de transport aerian. Și atunci noi trebuie să vedem, sunt tur operatori care nu operează zboruri, care doar închiriază niște aeronave pentru anumite rute, dar zborul este în continuare chartere. Operat, chartere, exact, da. Zboruri care sunt în continuare operate de o companie aeriană, care e ea, cu care are un contract. Da. Sunt și tur operatori mai mari, care au propriile avioane sau au propriile licențe de transport aerian și atunci ne îndreptăm împotriva acestui tur operator. Deci noi trebuie să vedem foarte clar deci cu cine ne-am avem oprit, ne-am oprit la momentul în care pregătim cererea, pregătim tot dosarul, plătim taxa de timbru, da, și depunem la instanță. Da, în două exemplare. În două exemplare depunem la instanță. De obicei, cum ați spus și noastră, dacă dăm o judecată sau vrem să luăm banii de la Blue Air, atunci depunem plicul unde are sediu Blue Air cu cererea. Da. Nu? Da. La judecătoria București. Dacă e în București, dacă e în Ilfov. Da. În București există câte o judecătorie pentru fiecare sector. Deci trebuie văzut în ce sector are. Am înțeles. Respectiv. La cât timp durează procesul și dacă sunt șanse să-și recupereze cei sute, câteva sute de mii de români banii care vor să-și recupereze banii pentru zborurile anulate, vom afla acest lucru după pauză. O scurtă pauză, revenim. Dar suntem din nou în direct, emisiunea Drumurile Noastre, Blue Air, la ora 16. Blue Air transmite un comunicat oficial. Să fim atenți, avocatul Blue Air a fost cu noi în direct. Avem în studio domnul Andrei Dumitrescu, avocat. Ne explică ce trebuie să facă sau ce pot face românii pentru a-și recupera banii din biletele pentru zborurile anulate. Am rămas la momentul în care eu m-am dus la poștă sau m-am dus la judecătorie și am depus acel dosar pentru a-mi recupera banii. Ce urmează? Mă cheamă în instanță sau ce se întâmplă? Când îmi recuperez sau dacă îmi recuperez banii? Pe această procedură de care vorbeam, de cerere de valoare redusă, putem opta dacă vrem să aibă loc o dezbatere orală sau nu în instanță. De principiu, nefiind martori de audiat sau alte probe, recomandarea este să nu optăm pentru că atunci primim citație, oricum prezența nu e obligatorie. Și dacă primim o citație pentru un termen că alegem pe dezbatere orală, nu e necesar să ne prezentăm. Se va da un termen de judecată, instanța va pronunța o soluție la un termen primul de regulă dacă nu există motive de amânare și apoi va pronunța o hotărâre. O hotărâre care se comunică reclamantului. Odată ce o primești acasă în plic. În cât timp? E greu de spus. Un termen rezonabil ar fi undeva între 3 și 6 luni, să spunem, pentru aceste proceduri simple, pentru aceste proceduri simplificate, între 3 și 6 luni. Luăm în calcul și o procedură administrativă și dacă sunt unul sau două termene. Deci judicată, dacă depun în octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, în martie, aprilie, cel târziu am decizia, nu? Vine prin poștă. Da. Decizia. Da. Bun. Și ce ar trebui să scrie în decizie? Și când îmi iau banii? Admite cererea, obligă compania X să-i plătească lui Y suma de atât. Corect. Și mai și o mențiune că se poate face apel. Asta e o a doua fază dacă dacă e cazul. Apel contestație. Da. Să înțeleagă oamenii. Pe această procedură de care vorbeam, hotărârea pronunțată de prima instanță este executorie, ceea ce înseamnă că poate fi pusă în executare printr-un executor judecătoresc. Bun. Dacă compania aeriană refuză să plătească de bună voie în urma hotărârii judecătorești,
atunci ne putem duce cu această hotărâre la un executor judecătoresc, se începe o procedură de executare silită și recuperăm suma de bani. Bun, avem decizia, trebuie să ne recuperăm banii de la Blue Air în această cauză. Dacă Blue Air nu are banii în cont, executorul pe care, la care eu m-am dus cu decizia, și executorul se duce la Blue Air. Bună ziua, Blue Air. Uitați, avem de executat decizia instanței, nu? Da, executorul va face niște interogări cu privire... Blochează contul? Ce face? Da, face niște interogări. Și dacă în cont nu e nimic? Pot exista bunuri care pot fi executate silit. Bunuri mobile, imobile, depinde. Și acestea pot fi executate silit de executor. Sunt scoase la licitație, din sumele obținute se recuperează suma de bani. Deci se duce direct la creditorii. Sau, da. Este executorul se duce și spune la clienți, la creditori, la, că cine are să-i dea bani, spune, uite, eu am pus sub executare judecătorească, îi dai la noi. Da, de, da. Așa am luat eu banii de la aeroport. A executat un debitor al aeroportului. Da, deci, în concluzie, această procedură durează între 6 luni și 10 luni, 8, 9, 10 luni. Deci asta o să aflăm la ora 16. Deci asta. O să aflăm dacă investitorul a preluat și claim-ul ăsta, adică treaba cu pasagerii. Aici, asta e foarte interesant dacă vom afla la ora 16. Dacă investitorul a preluat și datoriile Blue Air față de pasageri. Și dacă care... investitorul nu a preluat datoriile? S-au mai întâmplat cazuri de peste tot în lume. Am înțeles. Acum depinde, să vedem. Da. Deci aici sunt niște discuții. Depinde de ce contract au făcut, depinde de ce angajamente s-au luat. Și știți ce mă gândesc că nu cumva până la urmă să le plătim tot noi, din buzunarele noastre, statul român. Extraordinar. Amărât. Domnul avocat Andrei Dumitrescu a procesat, ne-a explicat ce trebuie să facă românii sau ce pot face oamenii care au fost păgubiți să-și recupereze, acei oameni care vor să-și recupereze banii din biletele achiziționate pentru zborurile anulate. În acest caz, zborurile Blue Air. Pauză, revenim în câteva momente. Blue Air, suntem din nou în direct, emisiunea Drumurile Noastre. Am întrebat Ministerul Transportului zilele trecute dacă ne poate pune la dispoziție adresele trimise către transporturi de către fostul ministru al finanțelor Alexandru Nazare, care a fost prezent în studio emisiunii pe subiectul Blue Air. Dacă există, vă rugăm să ne comunicați răspunsurile. Ministerul Transporturilor spune așa: vă informăm că schimbul de corespondență dintre Ministerul Finanțelor și Transporturi pe subiectul Blue Air, având în vedere informațiile conținute, nu poate fi făcut public. Domnule Stoicescu, ați fost acolo, nu? Ați fost la... Erau alte vremuri, acum n-ați văzut că revenim. Ce poate fi secret? Revenim la... E secret Blue Air, secret Bechtel, secret... Nu, revenim la perioadele de tristă amintire din punctul ăsta de vedere. Adică faptul, această secretomanie, faptul că vorbim de transparență, dar suntem, în sfârșit, ne blindăm ca să nu se vadă ce facem, ne ascundem. Deja am intrat în etapa asta, totul e secret, n-ați văzut, nu doar aici, o corespondență normală care îi privește pe oameni, mai ales pe cei care au de luat niște drepturi de undeva, spune-ne și nouă ce ați vorbit cu finanțele și astea. Nu, că e secret. Ce secret e, domnule? E de NATO? E de Ornis? De fapt, acum la Ornis se pune și numărul de la pantof. Trebuie, dacă... În sfârșit. Nu mi se pare... Mai am 30 de secunde, domnule avocat, domnule Andrei Dumitrescu. Pasagerii Blue Air... pot merge, cei care au zborurile anulate, pot merge deja în instanță, nu? Da. Deja, adică nu mai pot aștepta, nu da, mai... Dacă sunt îndeplinite condițiile de care vorbeam la început, da.
Deci și pot merge frumos în instanță fără nicio problemă sau la avocați să înceapă procedura explicată de către dumneavoastră. Da, accesul la justiție este liber prin lege. Mulțumesc frumos pentru prezență, domnul Sorin Stoicescu, domnul avocat Andrei Dumitrescu de la Fix. Vom avea imagini în exclusivitate și vom vedea cum arată podul de la Brăila.